26 februarie 2020. Câtă zăpadă avem în jur. Noi schiurile pe spate le avem pe post de antene, să prindem bulgarii. De fapt, să vadă lumea că avem schiuri. Asta e ultima modă. Păi, de ce ai zis că e 26 februarie? 26 mai, tu nu vezi ce cald e? Ai greșit, acum te dai tare. Aia, partea... Că ai fost iarna pe munte, a? Stai așa că partea bună e că am scăpat de mărțișor și de o martie. Not! Trei zile înainte de finalul lunii februarie, situația este foarte tristă, dar o îmbucurăm noi într-un fel sau altul. Măcar am făcut o plimbare romantică prin pădure, cu schiurile, cu Adi. Noi dăm și două schiuri. Da, la vale, că la de la a fost frumos. Dar nu pe schiuri. Nu pe... Niciun caz. Mai vrem să avem schiurile, să le mai filmăm și în alte episoade. Să sperăm că și cu zăpadă. Și eu care astăzi vreau să vorbesc despre camere și despre ce camere folosim noi atunci când mergem în schi de tură. Dacă o ține zăpada în halul ăsta, nu mai avem schi de tură. Ieșirea asta în Crai, însă acum ne îndreptăm spre Ioana și spre Luca pentru... I-am luat pe ai miei să-i duc la miei. Unde mergi, Luca? La miei. La mama, ce ta la miei? Nu mă mai încape nimic de la pepenele ăsta. Nici nu se vede pepenele. Nu se vede, e ascuns. Așa din profil. Pentru cei care nu și-au dat seama încă, familia noastră se mărește. Din mai încolo avem parte de un nou membru în familie. Nu e miel. Băi, nu ai miei. Terminați cu glumele astea. Nu e miel. La miei. La miei cu voi. Mă dau un baby, baby bucă. Mă dau un pupic.
drăguț e puiul de oaie, nici n-am pus mâna niciodată. Îmi doream de când îi vedeam pe ea în 41. Pune mâna pe Vasilică să ai noroc în an! Dacă am pus. Drăguț de ei și așa a fost și miros așa de bine. I-am pupat în continuu.